Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Victoria Pietraru și vă invit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Bătăliei. Astăzi a început oficial campania electorală pentru alegerile locale. Lupta cea mare se va da pentru capitală. Chiar din prima zi, mai mulți candidați și-au prezentat viziunea despre cum ar vrea să schimbe orașul. Un vicepreședinte de partid este suspectat de agresiune fizică și verbală față de un cetățean străin la ieșirea dintr-un restaurant din capitală. Procuratura Generală a efectuat percheziții în dosarul privind acapararea ilegală a fondului forestier din masivul de pădure Durlești. Grijă față de păsări, sute de cuiburi pentru naripate vor fi instalate pe stâlpii de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău. Astăzi a fost dat startul campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie. De asemenea, potrivit CEC, concurenții electorali înregistrați pot face ultimele modificări în liste prin solicitarea de a retrage sau de înlocuirea unui candidat cu altul. În acest context, concurenții sunt chemați de Comisia Electorală să se conformeze legislației și să manifeste transparență, corectitudine, egalitate și respect. CEC mai anunță că tot astăzi este ultima zi în care pretendenții la funcții elective mai pot depune dosarele pentru a fi înregistrați în cursă. În 6 octombrie, când începe campania electorală pentru concurenții electorali înregistrați la alegerile locale generale din 5 noiembrie, Comisia Electorală Centrală cheamă concurenții electorali să desfășoare o campanie electorală în strictă conformitate cu prevederile legislației electorale. Potrivit CEC, din această zi, concurenții electorali pot organiza întâlniri cu alegătorii, iar autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure posibilitatea desfășurării unor astfel de întâlniri în condiții egale. Astfel, autoritatea electorală amintește că în campania electorală acestora le este interzis să utilizeze resursele administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau achizițiilor efectuate din bugetul public național, utilizarea echipamentelor, a mijloacelor, a bunurilor publice. Concurenților electorali se interzice organizarea de concerte, concursuri, alte evenimente sau demonstrații cu implicarea interpreților, atât din țară cât și de peste hotare, afișarea în timpul desfășurării acestora sloganelor sau altor mesaje, distribuirea de materiale ce conțin simbolistica competitorului electoral, precum și participarea la aceste evenimente în scop de promovare politică. Până în prezent, 16 candidați pentru funcția de primar de Chișinău au fost înscriși deja în cursa electorală. După tragerea la sorți, primul în buletinul de vot va fi Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrație Acasă. Acesta este urmat de fostul primar interimar de Chișinău, Ruslan Codreanu, de la blocul electoral care îi poartă numele, și Constantin Butucel, de la Partidul Acasă Construim Europa. Al patrulea în buletin va fi fostul director al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor Ion Ștefăniță, de la Mișcarea Respect Moldova, iar candidatul Partidului Comuniștilor, Diana Caraman, va fi a cincea. Lista continuă cu Lilian Carp, de la Partidul Acțiune și Solidaritate, urmat de fostul ministru al Economiei, Anatolu Satei, de la Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Cifra 8 a fost trasă la sorți de Vadim Brânzaniuc, de la Partidul Social Democrat European. Ion Bulgac, de la Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, va fi al 9-lea în buletin, iar Adrian Albu, susținut de Partidul Socialiștilor, va fi al 10-lea. Acesta va fi urmat de Mihail Poleanski, de la Partidul Congresul Civic, și Victor Chironda, de la Platforma DA. Urmează Oleg Burlacu, din partea PLDM, Roman Mihăieș, Partidul Național Liberal, și Vasile Bolea, Partidul Politic Renaștere. Numărul 16 în buletinele de vot va fi Ion Ceban, candidatul Partidului Mișcarea Alternativă Națională, actualul primar de Chișinău. În proces de examinare mai sunt 6 dosare. Este vorba de cel al lui Dragoș Galbur, de la Partidul Național Moldovenesc, Ala Popova, de la Partidul Patrioții Moldovei, Anatolie Prohnițchi, de la Partidul Verde Ecologist, Cristina Vulpe, de la Partidul Politic Șansă, Andrei Donică, de la Mișcarea Profesioniștilor Speranța Nadejda, și Ion Purice, de la Partidul Liberal. În data de 5 noiembrie urmează să fie aleși 898 de primari și peste 11.000 de consilieri locali. Membrii și simpatizanții ai PCRM s-au adunat astăzi în fața monumentului lui Vladimir Lenin din capitală, unde și-au prezentat programul electoral și lista candidaților pentru alegerile locale generale. Candidata comuniștilor la funcția de primar al municipiului Chișinău, Diana Caraman, a spus că pentru ea și echipa sa prioritară va fi dezvoltarea orașului și grija față de cetățeni.
Deputatul Diana Caraman, candidat PCRM pentru funcția de primar al capitalei, a spus că nu întâmplător a fost ales monumentul lui Lenin pentru startul campaniei electorale, întrucât, potrivit ei, este un simbol al dezvoltării și prosperării, deoarece poartă în sine rămășițele simbolurilor epocii glorioase de dinainte. Astăzi vrem să ne inspirăm din acest loc și aceste simboluri și să declarăm că suntem dispuși să refacem gloria de odinioară a capitalei noastre și să dăm startul dezvoltării dinamice a Chișinăului modern. Cândva a fost mai bine cu Partidul Comuniștilor, cu ei va fi mai bine. Vreau să spun că acest slogan al nostru în campania electorală a fost dictat de voi, stimați cetățeni. Diana Caraman a remarcat că prioritățile pentru ea în calitate de candidat pentru funcția de primar și pentru echipa sa din Consiliul Municipal Chișinău vor fi dezvoltarea orașului, care spune că va avea infrastructură modernă și un complex industrial adevărat, așa cum era în perioada în care în oraș se produceau propriile tractoare și frigidere, dar și piese pentru nave spațiale. Ne vom concentra pe câteva priorități cheie: infrastructura, un mediu confortabil pentru fiecare, grija pentru cetățeni, revenirea la sistemul real de asigurare socială. Chișinăul secolului 21, orașul nostru, va deveni din nou centrul tehnologiei și industriei moderne. Candidații PCRM pentru funcția de consilier, la rândul lor, au promis să depună toate eforturile ca să facă orașul confortabil pentru viață și în care oamenii să se simtă protejați. Cu toții ne dorim ca orașul nostru să fie curat, îngrijit și verde, ca vara să fie racoare sub coroana copacilor și cald în casele noastre iarna. Trebuie să transmitem orașul nostru generațiilor viitoare mai frumos și mai îngrijit decât acum. Echipa noastră unită de profesioniști va veni la dumneavoastră cu mecanisme pregătite pentru rezolvarea problemelor populației. Vom extinde programul de capital matern și sprijin pentru familiile tinere cu copii. Vom intensifica programul de asigurare cu locuințe accesibile pentru tinerii specialiști, familiile numeroase și cetățeni cu venituri mici. În buletinul de vot pentru alegerile locale generale, candidatul PCRM la funcție de primar al capitalei, Diana Caraman, va fi pe locul 5. Amintim, este deputat în Parlamentul Republicii Moldova la primul mandat, membru al fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. A studiat științe economice la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, unde a obținut diplomă de licență și master. În 2014, după absolvire, devine asistent în cabinetul deputatului, iar în perioada 2016-2017 este consilier în cabinetul președintelui fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor. Tot în 2016 devine membre a acestei formații politice. Ajunge în Parlament în calitate de deputat în urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Candidatul Partidului Renaștere pentru primăria Chișinău atrage atenția locuitorilor capitalei asupra situației ecologice în care se află urba. De la o tribună instalată în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, Vasile Bolea a propus un plan de înverzire a Chișinăului, de păstrare și renovare a parcurilor și scoarurilor. Bolea afirmă că proiectul, pe care l-a descris ca fiind unul eficient și durabil, este nu doar necesar, dar și obligatoriu. Potrivit lui Vasile Bolea, candidatul Partidului Renaștere pentru primăria Chișinău, planul intitulat Spații Verzi a fost dezvoltat de specialiști antrenați în lucru luni de zile. Propune o strategie cuprinzătoare pentru creșterea suprafețelor verzi, plantarea de noi arbori și reabilitarea parcurilor existente. Fiecare zonă a municipiului, vreau să vă spun că a fost studiată pentru a determina cele mai bune specii de plante și arbori adaptate la solul și clima specifică. Candidatul este de părere că orașele verzi înseamnă nu doar un mediu sănătos, dar și oameni sănătoși. Zonele verzi reduc stresul, îmbunătățesc calitatea aerului, creează locuri de relaxare. Ce ține de cheltuielile pentru implementarea programului sunt semnificative, spune Vasile Bolea. Vom căuta inclusiv parteneri, cât în țară, atât și peste hotare, și surse alternative de finanțare.
Potrivit lui Vasile Bolea, conform ultimelor studii, procentajul de spații verzi în oraș este sub media recomandată de Organizația Națiunilor Unite. Acest lucru nu numai că diminuează calitatea aerului, dar afectează și sănătatea și calitatea vieții locuitorilor din municipiul Chișinău. Cândva, Chișinăul avea 27 de metri pătrați de spații verzi per cap de locuitor. Astăzi, cifra este mult mai mică. Am solicitat un comentariu la subiect de la întreprinderea municipală Spații Verzi. Comunicatorul instituției, Victor Nichituș, ne-a spus că nu ne-l poate oferi întrucât se află în concediu de odihnă. Și partidul de guvernare s-a lansat astăzi în campania electorală pentru alegerile locale generale. Candidatul PAS la primăria Chișinău, Lilian Carp, a evidențiat că promisiunea principală este de a transforma Chișinăul într-un oraș mai confortabil pentru toți locuitorii săi. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și premierul Dorin Recean s-au numărat printre cei prezenți la evenimentul de lansare cu titlul Echipa PAS, Echipa Europa, organizat în scoarul Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu. În cadrul discursului său, Lilian Carp, candidatul PAS la funcția de primar al municipiului Chișinău, a spus că Republica Moldova își merită locul în Uniunea Europeană și că angajamentul său, în eventualitatea în care va ajunge edil, este să facă din Chișinău un oraș confortabil. Noi avem nevoie de o capitală europeană în care confortul să-l simtă fiecare locuitor. Noi avem datoria morală să facem din Chișinău un oraș confortabil. Un oraș pentru oameni, unde nu vor mai fi ambuteaje kilometrice, unde proiectele mari de infrastructură pot să devină realitate, unde transportul public este sigur, confortabil și vine la timp, unde curțele și blocurile nu o să mai arate ca după război. Conducerea PAS a menționat că partidul merge în aceste alegeri cu cea mai mare și mai puternică echipă. Doar echipa PAS este echipa Europa care poate da primari adevărați pro-europeni. Două lucruri avem de făcut în toamna asta. Unu, să câștigăm alegerile. Doi, să deschidem negocierile de aderare. Eu mă simt onorat și mândru să am așa echipă mare. Avem de implementat un program foarte clar prin care construim în fiecare sat, în fiecare localitate, Europa acasă. Chiar din primele zile am determinat cele 20 de priorități ale guvernului. Primul punct din acele priorități este modernizarea satelor și orașelor noastre. PAS are 700 de candidați pentru funcții de primar și mii de candidați pentru funcții de consilier. Iar deviza campaniei este Echipa PAS, Echipa Europa. Campania electorală pentru alegerile locale generale a început în 6 octombrie și va continua până pe 3 noiembrie. Șeful delegației UE în Moldova, Ianis Mazeic, s-a expus asupra modificării codului electoral de către Parlament cu două zile înainte de startul campaniei electorale. În cadrul unei emisiuni de la portalul deschide.md, el a declarat că amendamentele au fost adoptate în scurt timp, fără a se ține cont de avizul Comisiei de la Veneția, iar procesul de aprobare și promulgare a schimbărilor într-o singură zi nu a fost optimal. Am văzut legislația adoptată într-un timp scurt, fără a se ține cont inclusiv de Comisia de la Veneția, și am văzut că în câteva zile au fost mișcări rapide în ceea ce privește ajustarea acestei legislații. Deci procesul a fost unul suboptimal, a declarat șeful delegației UE în Moldova în interviul acordat deschide.md. Totodată, potrivit lui Mazeic, este important de a proteja democrația moldovenească de banii negri și influențele murdare, iar una dintre modalități este modificările făcute la lege. În același timp, Mazeic a menționat că, deocamdată, misiunea UE nu a reușit să ofere o opinie oficială în acest sens și s-a arătat convins că membrii Comisiei Europene și Comisia de la Veneția se vor expune asupra situației, așa cum organul consultativ al Consiliului Europei acum pregătește rezoluția cu referire la alte modificări făcute la lege. Amintim că, în 4 octombrie, deputații majorității parlamentare au adoptat în două lecturi amendamente la codul electoral care interzic mai multor membri ai partidului Șor, declarat neconstituțional, să candideze la alegeri. Igor Grosu a explicat apoi faptul că Parlamentul a adoptat proiectul de lege a doua zi după decizia Curții Constituționale prin necesitatea introducerii unor modificări înainte de 6 octombrie. Pe data de 6 începe campania electorală, deci nu suntem în situația de a ne permite luxul unor luni de zile pentru consultări și pentru dezbateri și așa mai departe. Suntem într-o situație excepțională, am expediat în adresa partenerilor internaționali, a spus speakerul.
În ziua următoare, documentul a fost promulgat de președintele Maia Sandu, chiar dacă șeful statului se află într-o vizită în Portugalia și Spania. Iar joi, în baza acestor modificări și a deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale, Comisia Electorală Centrală a aprobat o listă a persoanelor care nu pot fi înscrise în calitate de candidați la alegerile locale din 5 noiembrie, iar dacă deja sunt înscrise, ar trebui excluse din cursa electorală. Lista include 102 persoane. În ultima zi de depunere actelor pentru înregistrarea în cursa electorală, încă un pretendent la șefia capitalei a prezentat dosarul. Este vorba despre Ștefan Gligor de la Partidul Schimbării. El a mers la Consiliul Electoral de Circumscripție, însoțit de membrii săi de partid. După ce a depus setul de acte și a îndeplinit toate formalitățile, Ștefan Gligor a făcut declarații pentru presă, în care a explicat de ce tinde să devină primar al municipiului Chișinău. Chișinău are nevoie de un primar onest care administrează banii în mod responsabil și administrează nu scopuri electorale. Liderul Partidului Schimbării s-a referit la câteva dintre acțiunile pe care le consideră prioritare pentru viitorul primar și pe care spune că le va îndeplini în eventualitatea în care va ajunge să ocupe fotoliul de edil. Protecția sănătății și vieții cetățenilor, în primul rând a pietonilor și în primul rând a copiilor. Înainte de toți pietonii, copiii. De asemenea, unele dintre proiectele pe care planifică să le implementeze este să securizeze toate trecerile de pietoni. Acum recent a avut loc un protest aici în piață, nu știu câtă presă a venit acolo, un protest la care nu putea asista fără lacrimi, da? Unde părinții care au copii omorâți pe trecerile de pietoni sau răniți pe trecerile de pietoni, au venit să-și spună păsul și să explice ce s-a întâmplat cu acei oameni care le-au omorât copiii. În primul an de mandat să securizăm toate trecerile de pietoni și să ne asigurăm de faptul că viteza efectivă la parcurs, la trecerea trecerilor de pietoni, automobilele nu trec peste trecerea de pietoni cu viteză mai mare de 20-30 de kilometri. Jurist de profesie, Ștefan Gligor a activat în sistemul public între anii 2004-2006. Inițial a fost consultant superior în Departamentul Informații și Analiză la Ministerul Reintegrării, iar ulterior referent superior în Serviciul de Informații, Analiză și Prognoze din cadrul aparatului Parlamentului Republicii Moldova. Amintim că vineri este ultima zi în care candidații pentru funcția de primar sau consilier mai pot depune dosarele de înscriere în cursa electorală. Până acum, 16 persoane care pretind la fotoliul de primar de Chișinău au fost înregistrate de Consiliul Electoral de Circumscripție. La alegerile locale generale din 5 noiembrie urmează să fie aleși aproape 900 de primari și circa 11.000 de consilieri locali. Deputatul Marina Tauber a contestat la Curtea de Apel Chișinău refuzul Consiliului Electoral de Circumscripție Bălți de a o înregistra în calitate de candidat independent la funcția de primar al municipiului. Despre asta deputatul a anunțat pe rețelele de socializare. Tot acolo, Tauber menționează că hotărârea a fost luată în mod ilegal și în lipsa sa. Anterior, Consiliul Electoral de Circumscripție Bălți și-a motivat refuzul de a o înscri pe Tauber în cursă prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale luate la 4 octombrie, potrivit căreia persoanele cu statut de învinuit, bănuit sau inculpat de săvârșirea infracțiunilor care au fost menționate ca argument de Curtea Constituțională la declararea neconstituționalității partidului politic Șor, nu vor putea participa la scrutinul din 5 noiembrie. În listele trimise CEC-ului cu persoanele care se încadrează în aceste criterii, se regăsește și Marina Tauber. Prin urmare, i s-a refuzat înregistrarea în calitate de candidat la alegerile din Bălți. În document se mai precizează că aceasta are dreptul de a o contesta decizia la Curtea de Apel în termen de o zi de la data deciziei. Venim acum cu o rectificare după ce ieri am menționat din greșeală într-o știre că Marina Tauber a fost înregistrată în calitate de candidat pentru funcția de primar al municipiului Bălți. Menționăm că politiciana nu a fost înregistrată, ci doar primise de la Consiliul Electoral de Circumscripție Bălți listele ca să adune semnături pentru a putea candida independent, iar joi a fost respinsă solicitarea de înregistrare în cursă. Candidatul la funcția de primar al municipiului Chișinău, Ruslan Codreanu, consideră că actuala administrație a capitalei cheltuie creditele într-un mod extrem de ineficient. Potrivit reprezentantului blocului electoral Ruslan Codreanu, în ultimii 4 ani primăria a luat 1 miliard de lei de la băncile comerciale din Moldova la dobânzi mari, dar acest lucru nu a dus la transformări vizibile de infrastructură. Responsabilii de la serviciul de presă al primăriei ne-au declarat că nu comentează declarații politice.
Ruslan Codreanu pledează pentru implementarea unor proiecte de infrastructură de anvergură care să aibă un efect pe termen lung. În opinia sa, actuala conducere a primăriei nu a reușit să facă acest lucru. Reprezentantul blocului electoral Ruslan Codreanu a spus că din 2020 primăria a luat credite de la băncile comerciale din Moldova în valoare de 1 miliard de lei, dar în opinia sa acest lucru nu a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării municipiului. Eu sunt pentru credite, doar atunci când investești în proiecte de infrastructură mari, cum ar fi fost extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân, cum ar fi fost extinderea și construcția străzii Mesager, care ar decongestiona traficul pe calea Ieșului, cum ar fi construcția unui pod nou peste râul Bâc, prelungirea străzii Pușkin. Pentru astfel de proiecte mari, care ar ajuta să decongestionăm traficul, ar ajuta tranzitarea orașului mai ușoară, se poate de luat credite, dar când se iau credite și în 4 ani de zile cifra creditului a ajuns la 1 miliard de lei și noi, eu voi întoarce, copiii mei vor întoarce credite respective doar ca să pui plitcă, pavaj nou, nu este eficient. Ruslan Codreanu consideră că achiziția de autobuze de către primărie nu rezolvă în mod complex problema transportului în comun din capitală. Ca argument, el indică asupra resurselor financiare consistente necesare întreținerii întreprinderilor municipale specializate. Începând cu 2020, primăria sub administrația lui Ion Ceban a luat credite pentru procurarea autobuzelor, 400 de milioane de lei, cu procentul la dobândă de 23%. Dar atunci când tu iei credite de la bănci ca să cumperi unități de transport, atunci când tu majorezi tariful de 3 ori în unitățile de transport și atunci când tu continui mai departe să subvenționezi cu 1 miliard de lei din bugetul municipal, regia transport electric și parcul urban de autobuze, arată că ești un incompetent. Pentru că, repet, din bugetul municipiului Chișinău în fiecare an se alocă plus 1 miliard de lei ca întreprinderea de autobuze și întreprinderea de troleibuze să poată funcționa. Primăria municipiului Chișinău astăzi este în faliment pentru că s-au împrumutat la toate băncile comerciale și întoarce creditele scumpe. Primăria municipiului Chișinău anual întoarce 68 de milioane de lei doar dobândă la credit. Și nu are bani pentru majorări de salarii atât în cadrul întreprinderilor primăriei, cât și pentru a întoarce, pentru a plăti lucrările prestate de către agenții economici. Orizont TV a transmis o solicitare către Serviciul de Presă al Primăriei și celui de la Curtea de Conturi pentru a verifica exactitatea datelor tehnice prezentate de Ruslan Codreanu. Până în momentul intrării în emisie a acestei știri, nu am primit un răspuns de la Curtea de Conturi. Responsabilii de la Serviciul de Presă al Primăriei ne-au comunicat că își rezervă dreptul de a nu comenta declarațiile politice sau posterele de pe rețelele de socializare ale candidaților înscriși în cursa electorală. Aceștia au menționat că răspunsurile la întrebările tehnice vor fi oferite ulterior, în conformitate cu legislația în vigoare. Potrivit Serviciului de Presă al Primăriei Capitalei, din 2020 până în 2022 au fost achiziționate 174 de autobuze, dintre care 100 noi. Valoarea totală a acestora este de aproximativ 283 de milioane de lei, iar drept urmare, întregul parc de autobuze a fost complet reînnoit. În aceeași perioadă au fost achiziționate 95 de troleibuze noi cu 256 de milioane 400 de mii de lei. Am telefonat și am trimis un mesaj șefului Direcției Municipale Mobilitate Urbană, Vitalie Mihalache, dar nu am primit încă un răspuns. Anterior, Serviciul de Presă al Primăriei Capitalei a raportat că în 2022 municipalitatea a investit peste 2 miliarde 300 de milioane de lei în dezvoltarea serviciilor de transport public și a infrastructurii rutiere. Este cu 60% mai mult decât în 2021. Cea mai mare sumă, 909 milioane de lei, a fost alocată pentru prestarea serviciilor de transport în comun, lucrări de modernizare a parcului de autobuze și troleibuze, precum și pentru achiziționarea și asamblarea de noi unități de transport public. Un buget record de circa 1 miliard 300 de milioane de lei a fost alocat pentru renovarea drumurilor municipale în 2022, a mai informat primăria. În ceea ce privește condițiile de creditare utilizate de primăria Chișinău, astfel de informații sunt disponibile pe site-ul instituției, dar rata dobânzii este ascunsă. În consecință, nu putem verifica acuratețea datelor furnizate de Ruslan Codreanu, ca de exemplu în cazul unui împrumut pentru achiziționarea de autobuze.
Comisia Electorală Centrală a aprobat modelul buletinului de vot care este folosit la alegerea primarilor și a consilierilor în cadrul alegerilor locale generale. Acestea se vor tipări pe hârtie opacă, mată și se vor distinge după culoare. Pentru alegerea primarului, satului sau comunei, orașului sau municipiului, buletinele vor fi de culoare roz, iar pentru alegerea primarului municipiului Bălți și al primarului general al municipiului Chișinău, culoarea va fi violet. Totodată, buletinele pentru alegerea consilierilor în consiliile sătești și orășenești vor fi de culoare gri afumat, iar pentru alegerea consilierilor în consiliile raionale și municipale în Bălți și Chișinău vor fi de culoare bej. Buletinul va fi tipărit în limba română, dar la solicitare pentru unele localități pot fi tipărite și în limbile minorităților etnice. Consiliile electorale de circumscripție de nivelurile 1 și al 2-lea vor aproba textele buletinelor de vot până la data de 15 octombrie 2020. În timpul liber de politică, poliția a comunicat că vicepreședintele unui partid este suspectat de agresiune fizică și verbală față de un cetățean străin la ieșirea dintr-un restaurant din capitală. Fără a da denumirea formațiunii politice și numele suspecților, oamenii legii au remarcat că incidentul a avut loc acum câteva zile. Între timp, astăzi, vicepreședintele Mișcării Respect Moldova, Radu Crețu, și-a exprimat pe pagina sa de socializare regretul sincer în legătură cu incidentul recent în care a fost implicat. Partidul din care face parte nu a reacționat deocamdată la subiect. Detalii material. Poliția spune că acum câteva zile a fost sesizată de către un cetățean străin, precum că după ce ar fi ieșit dintr-un local din capitală, a fost agresat verbal și fizic de către două persoane necunoscute. Stai aici. Go! La fața locului au intervenit angajații poliției, care au stabilit că persoanele bănuite de agresiune sunt doi bărbați din Chișinău, unul dintre ei fiind vicepreședintele unui partid politic. Oamenii legii nu dau nume, precizând că incidentul a avut loc acum câteva zile, iar rezultatul raportului de constatare medico-legală a parvenit în 5 octombrie și a stabilit că victima a primit leziuni corporale medii în timpul altercației. Între timp, în 6 octombrie, vicepreședintele Mișcării Respect Moldova, Radu Crețu, a publicat pe pagina sa de socializare o adresare către cetățeni și presă, în care își exprimă regretul în legătură cu incidentul recent și își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale. Îmi pare oricum rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Pe durata anchetei și până la clarificarea situației, îmi suspend calitatea de vicepreședinte al Mișcării Respect Moldova, a scris Radu Crețu pe pagina sa de Facebook, adăugând că un astfel de comportament nu reprezintă valorile sau principiile Mișcării Respect Moldova, fiind o provocare și izbucnire emoțională. Potrivit poliției, pe acest caz a fost inițiat un proces penal. De menționat că Mișcarea Respect Moldova a fost înregistrată în lista partidelor politice în 4 august. Formațiunea politică și-a desemnat candidații pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie, inclusiv pentru postul de primar general de Chișinău. În cadrul entității de... Parlamentul a aprobat încetarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii al lui Iulian Muntean. Proiectul de hotărâre a fost votat de 58 de deputați. Iulian Muntean a depus cererea de demisie la Secretariatul Parlamentului după ce în spațiul public au apărut informații că este implicat într-o cauză penală pornită pentru corupere pasivă, fiind vorba de așa zisul dosar ASEM. El nu a spus nimic despre acest lucru Comisiei Preveting și nici nu a prezentat o dovadă a încercării sale de a afla care este statutul respectiv. Dosar. Muntean a negat acuzațiile că ar fi primit mită de la studenții Academiei de Studii Economice între 2017-2018, precizând că dosarul i-a fost fabricat la comanda regimului aflat la putere în acea perioadă, ca o metodă de intimidare a persoanelor înainte de alegeri. Acum urmează să fie anunțat un nou concurs la care vor fi selectați doi membri CSM din rândul non-judecătorilor. Și aici vreau să fac o rectificare că lotul Omicol din Criuleni. În loc să stea acasă la odihna bine meritată și să aibă grijă de nepoți, ei continuă să muncească. Vorbim despre profesorii pensionari care, în pofida vârstei, merg zilnic la școală ca să educe noua generație. Este și cazul unor dascăli de la liceul din Grătiești. Cadre tinere cu greu se găsesc, iar salariile mici nu sunt atractive pentru ei, astfel că golul este acoperit de către vârstnici. Menționăm, profesorii au fost ieri în atenția tuturor cu ocazia sărbătoririi zilei lor profesionale.
Galina Pascal Oleinic este profesoară de limba română și activează de 50 de ani în liceul teoretic din satul Grătiești. Predă în continuare pentru că dacă s-ar pensiona, nu ar avea cine să-i ocupe locul, spune ea. În liceu de 3 ani se caut profesor de română, de limbă și literatură română și nici de cum nu vine nimeni. De ce nu vin tinerele cadre? De ce salariul este foarte mic? Foarte mic. Și ei mai bine își găsesc în companii, unii li se oferă 20.000 din start după terminarea studiilor sau în altă parte, sau pleacă peste hotare. Munca de profesor nu e simplă, mărturisește dascălul, de aceea trebuie răsplătită pe măsura efortului depus. Sunt generi, pornim de la cuvânt. Salariul nu e cel pe care ar trebui să-l aibă un cadru didactic. Să-l aibă un profesor. E mic salariul profesorului pentru munca pe care o depune astăzi, o muncă destul de nevoioasă, destul de grea. Salariul este mic. Se plânge pe salariul mic și Efrim Onofrei, profesor de sport, care activează în același liceu de peste 40 de ani. Toată viața a lucrat pe jumătate de salariu și a fost nevoit să predea și în alte școli. Eu am lucrat mai mult de 10 ani, am lucrat 13 ani după pensie și ne-a sumărit o leacă pensia normală și acum am undeva peste 8.000 de lei. Dar totuși nu e cei care trebuie să fie. Directorul liceului Grătiești spune că în școală sunt 36 de profesori, majoritatea trecuți de vârsta medie și cu salarii care nu le justifică munca. În ceea ce privește ajutorul unic de 5.000 de lei anunțat de guvern, Inga Prohor spune că este unul insuficient, mai ales că profesorii au nevoie de mult mai mulți bani pentru elemente de biotică necesare în procesul educațional. 5.000 de lei pentru a pregăti, dar noi cu atât mai mult că avem atâția elevi care trebuie să-i pregătim și cu, să avem la noi și pixuri de rezervă, și hârtie de rezervă, și creioane de rezervă, pentru că fiecare copilaș e copilaș și nu este vinovat faptul că părinții nu le-au pregătit sau nu au de unde, că sunt și astfel de familii, mai ales când în Grătiești sunt multe familii social dezavantajate. Și conform datelor oficiale, în prezent, aproximativ 30% dintre profesorii care activează în instituțiile de învățământ din țară sunt trecuți de vârsta de pensionare, în timp ce peste 2000 de locuri sunt vacante. În Chișinău se simte cel mai mult lipsa cadrelor didactice. Pentru anul 2023 s-au înregistrat peste 500 de locuri vacante, a spus ministrul Educației Dan Perciun. În prezent, salariul unui profesor variază între 5.500 de lei și 11.000 de lei. Ministrul Educației mai afirmă că profesorii vor avea majorări salariale din 1 ianuarie 2024, așa cum întotdeauna a existat majorări salariale la început de an, a afirmat el. Întrebat ce se va face pentru a atrage oameni în acest domeniu, Perciun a spus că a fost majorată indemnizația pentru tinerii absolvenți de la 120.000 la 200.000 de lei. În același timp, pentru a majora prestigiul profesiei, va fi introdusă o medie de admitere de 7 la pedagogie. Vom majora bursele pentru studenții la pedagogie la nivelul unui salariu minim pe economie ca să ne asigurăm că cei mai buni absolvenți de liceu merg să devină viitori profesori. Totodată se investește în infrastructura universităților pedagogice, fie că vorbim de căminele de la Creangă sau USM, a declarat oficialul. Procuratura Generală a efectuat percheziții în dosarul privind acapararea ilegală a fondului forestier din masivul de pădure Durlești. Potrivit instituției, timp de 7 ani, acolo a fost construită ilegal mai multe obiecte și rețele inginerești, iar prejudiciul adus statului se estimează la aproape 2.350.000 de lei. În temeiul unei cauze penale privind acapararea ilegală a fondului forestier din masivul de pădure Durlești, Procuratura Generală, în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cu antrenarea Brigăzii de Poliție cu destinație specială Fulger, reprezentanților Ministerului Mediului, Agenției Mold Silva și Inspectoratului pentru Protecția Mediului, au efectuat o percheziție. Potrivit comunicatului, proprietatea statului a fost îngrădită și acaparată ilegal, au fost construite neautorizat căsuțe de vacanță, un garaj, pergole, rețele inginerești de apă și canalizare. Potrivit materialelor cauzei penale, s-a constatat că aceste acțiuni au fost efectuate fără consimțământul arendatorului, Agenției Mold Silva, și în lipsa avizului pozitiv eliberat de autoritatea de mediu. Oamenii legii mai spun că drept temei pentru urmărirea penală au servit sesizările instituțiilor de mediu. Potrivit surții citate, prejudiciul adus în perioada anilor 2015-2021 se estimează la aproape 2.350.000
350.000 de lei. Orizont TV a încercat să afle de la Procuratura Generală dacă în dosar figurează factori de decizie și despre care anume infracțiune este vorba. Purtătoarea de cuvânt Violina Moraru a spus că Procuratura efectuează acțiuni de urmărire penală în scopul stabilirii persoanelor vinovate de comiterea infracțiunii și tragerea lor la răspundere penală. Am contactat și Ministerul Mediului pentru detalii. Reprezentanții Serviciului de Presă ne-au spus că vor reveni, dar până la momentul editării acestui material n-am primit răspuns. Omor la comandă de jucat. Polițiștii din Moldova și Ucraina, în cadrul unei operațiuni comune, au zădărnicit asasinarea unui cuplu din Kiev. Comanditarul, la cărui cetățenie nu este indicată, a fost reținut. Killerul, care a cooperat cu oamenii legii, ar fi primit 15.000 de dolari pentru serviciul său. Potrivit unui comunicat al forțelor de ordine, la mijlocul lunii septembrie, polițiștii moldoveni au transmis celor din Ucraina informații precum că cetățeanul unui stat, care nu este indicat, căuta un asasin. În luna septembrie curent a fost primită informație operativă despre pregătirea unui omor la comandă pe teritoriul Ucrainei, comandatar fiind un cetățean străin. S-a stabilit că potențială victimă este o persoană din orașul Kiev, având activitate în domeniul stomatologic. Comanditarul a cerut asasinarea omului de afaceri, apoi și pe soția acestuia, totul pentru a-i prelua clinica stomatologică, care se află în clădirea în care clientul închiria cândva un spațiu. Până la invazia Federației Ruse pe teritoriul Ucrainei, comanditarul a închiriat o încăpere în orașul Kiev. După începerea războiului, el a plecat din Ucraina și nu mai achita chiria, astfel că proprietarul clădirii a încheiat un contract cu alt client. Acțiunile proprietarului nu i-au fost pe plac comanditarului. Ucigașul a cooperat cu oamenii legii și, sub controlul lor, purta negocieri cu comanditarul. Inițial, killerul a primit un avans de 5.000 de dolari. Restul, 10.000, clientul urma să-i plătească după prezentarea dovezilor cu victima omorâtă. Banii erau lăsați de intermediari în locurile indicate de comanditar, după care asasinul primea mesaje cu coordonatele. Acum luați, pentru că acea cutie este deschisă. Oricine poate să o deschidă. Luați acum. Pentru a salva viețile victimelor, poliția din Ucraina a înscenat răpirea și asasinarea medicului stomatolog, după care clientul a primit confirmarea sub formă de fotografii și a transferat restul banilor. După achitarea tranșei finale de 10.000 de dolari, comanditarul și-a continuat acțiunile criminale și a comandat omorul soției victimei. În 4 octombrie, în Odessa, polițiștii ucraineni și moldoveni l-au reținut pe comanditar. De asemenea, oamenii legii au efectuat percheziții în Odessa și Kiev la persoanele implicate în infracțiune. Inculpatul a fost învinuit de omor intenționat la comandă. Pentru infracțiunea săvârșită, persoana riscă închisoarea de la 10 la 15 ani sau detenție pe viață și confiscarea averii. Este o operațiune ireală, care poate fi văzută doar în filme. Este ca o poveste impresionantă. Bineînțeles, aducem mulțumiri și polițiștilor din Republica Moldova pentru că au acordat suport și datorită lor au parvenit aceste informații. Sunt recunoscător pentru că viața mea era în mâinile lor. Circa 370 de cuiburi pentru păsări urmează a fi instalate pe stâlpii liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău, cu o capacitate de 400 de kilovolți. Măsura are drept scop conservarea anumitor specii de păsări care se află sub protecția statului și sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, transmite MoldPress. Astfel, țara noastră va prelua experiența României și altor state cu privire la instalarea cuiburilor pe liniile electrice de înaltă tensiune. Cuiburile vor fi atașate în pilonii din localitățile Balabanu-Vulcănești, Taraclia, Balabanu, Dimitrovca, Borocani și zona Brăila-Lipoveni. Potrivit unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii, procedura de instalare a cuiburilor este una specială. Aceasta urmând a fi atașate la o înălțime de aproape 40 de metri, iar pe cablurile adiacente se montează dispozitive de izolare pentru a proteja păsările de electrocutare și respectiv la reducerea mortalității.
proprietății, în rândul șoimilor și altor specii de păsări, în special răpitoare, care se află sub protecția statului și au statut special de protecție. Respectând inițiativa, întreprinderea de stat Mold Electrica va putea obține certificatul de calitate ISO privind sistemul de management al mediului, menționează sursa citată. Atât pentru astăzi, doamnelor, domnilor, să aveți o seară liniștită. Toate bune!